Și în dreptul meu și în dreptul vostru este bine seara. Așa că ce altceva pot să aduc în fața dumneavoastră decât o echipă de slujitori. Slujitori tineri de data aceasta, care ar trebui să fie plin de avânt, plin de înțelepciune, plin de râvnă, plin de orice. Dacă nici în tinerețe nu ești plin de dorințe și gândul că vei schimba lumea, când să mai fii plin de aceste gânduri. Dați-mi voie să vă spun mulțumesc frumos că ne primiți în casele voastre și să le spun bun venit colegilor mei. Frate Andy, bine ai venit, Domnul să te binecuvinteze. Și Cristi, bine ai venit. Cum sunteți? Bine? Liniștiți? Da, totul este legat. Gata, de ținut o predică sau nu? Da, depinde de situație. Depinde de situație. Păi acum nu am mie dacă îmi predicați, că cei care ne urmăresc pe noi nu prea predice le caută în altă parte. Ei mai ne urmăresc pe aici, că discutăm așa mai liber despre noi ca oameni, bucurii, frământări. Oricum ei știu că noi sunt oameni. Nu suntem doar oamenii din Ambon de duminica, suntem și noi oameni cu plusuri, cu minusuri, dar cu o chemare specială din partea lui Dumnezeu. Și dacă am zis de chemare, uite, cu voi o să încep exact de aici. Spune-mi, te rog, cum ai simțit chemare lui Dumnezeu să intre în slujire așa, full time, cum se spune, cu toată viața. Chemarea la slujire și intrarea în slujire a fost un proces în viața mea. Încă de când eram student la Universitate Laică, Dumnezeu mi-a vorbit, m-a cercetat și chiar și înainte. A fost odată la o întâlnire de tineret, când, care a avut lucrat Caransebeș, când fratele Doru Cnatiuc a predicat. Și la terminare, după ce a făcut o chemare și au fost mulți tineri care au fost cercetați, fratele Doru a spus, vă așteptăm radia. Și cel mai mine a răsărit în clipa aceea și a spus, eu am să vin. Pe atunci eram... Se referea la școală. La școală. La teologie, da. Da. Pe atunci eram doar elev de liceu. Am intrat la universitate, mi-am văzut de gândurile mele, dar încă m-a cercetat pentru acela, am să vin. În perioada de studenție, m-am implicat în slujire, în biserica locală, unde am crescut. În comunitate, la evanghelizări, am slujit într-o parte într-alta. Și a fost o chemare lăuntică, care am simțit-o în inima mea, că acolo e locul meu și că acolo sunt eu util. Și când am ce căuta în partea aceasta, și vor fi și alții mult mai buni ca mine, care vor putea să lucreze. Însă, am preferat să merg în direcția aceasta, să ascult de chemarea lăuntrică. Asta a fost un aspect. Doi, am văzut posibilitățile, noi le numim în teologie uși deschise, uși închise. Când ți se tot deschid uși, tot ți se deschid uși și deja devine importantă pentru tine slujirea. Se deschid, nu că vrei tu să le deschizi. Da, sunt alții care le deschid, nu forțezi slujba. Iar al treilea lucru care m-a cercetat a fost prin faptul că frații din adunare au fost cei care au venit și au spus, frate, locul tău este în slujire. Asta, partea economică, partea informatică, e partea ta în slujire. Și Dumnezeu mi-a confirmat lucrul acesta. După ce am terminat universitatea, m-am dus la următoarea școală, m-am întors la cel am să vin. M-am dus la Universitatea Emanuel din Oradea și nu regret acest pas. Frumos, care e povestea ta, Cristi? Povestea mea până în punctul în care sunt este că eram de vârstă de 19 ani când Domnul m-a mântuit. Eram la facultate în Cluj, eram anuntit la facultate, Domnul m-a mântuit și din momentul acela, așa cum spune Ieremia, am simțit un foc pe care nu puteam să-l stabilesc. O chemare puternică de a predica Evanghelia. Și în timp ce desfășuram cursurile la școală, spuneam colegilor mei Evanghelia, am ajuns mai pe urmă, după ce am terminat școala și eram la master să lucrez, și în cadrul clinicii în care lucram, spuneam pacienților mei Evanghelia. Și așa am ajuns să mă duc și eu la școală, la școală de teologie, la Universitatea Emanuel, unde sunt acum. Deci tu cumva ai ajuns la concluzia că, deși poți vesti Evanghelia altora, ca să faci o lucrare mai bună, ar merita și să te pregătești în domeniul. Absolut. Începusem eu o pregătire, un fel de autodidact, mai erau și frați care se ocupau de mine, dar am știut că asta nu e de ajuns. Și de când am venit la Universitatea Emanuel,
mi s-a confirmat faptul că, într-adevăr, e o cale mai bună. O, sigur, dar bun, acum în orice domeniu, dacă nu vorbim de genii, în orice domeniu, dacă vorbești de o pregătire formală, este altceva. Oricât ai fi de bun ca autodidact, dacă e un domeniu prins un profesor bun care numai îți deschide mintea cu niște întrebări sau îți face niște sugestii, nu se pune în discuție că nu se vede diferența. De câți ani ești în slujire, Andrei? De 10 ani. Spune, în 2019 am fost ordinat, în 2010 am fost ordinat. Ai avut multe descoperiri frumoase după ce ai intrat în slujire. Da. Da. Așa zic vreo două din ele. Cred că prima descoperire o ai asupra ta. Cât de fapt e, cât de mult ești de nepotrivit în lucrare, cu toată pregătirea ta, de fapt îți dai seama că ai mare nevoie de ajutorul Dumnezeu. Deci să înțeleg prin asta că așa pe sfârșitul anului, când termin teologia, ultimul an, cumva crezi că totuși ești pregătit așa măcar. 80% că te vei duce, vei face, Sigur, complexul mesianic, ai undeva impresia că nu 80%, 120% ești pregătit. Da. Frații toți ar trebui să se alinieze, să ne am poziții de drept, sau ca asta ta. Vorbesc la general, cred unii lucrul acesta. Însă, îți dai seama că de fapt nu ești pregătit. Singurul lucru care te ține este acesta. Ești chemat de Dumnezeu, în locul acela. Știi că te-a chemat Dumnezeu. Ai confirmarea? Și dacă Domnul te-a chemat, înseamnă că și Dumnezeu te va ține. Și atunci ai nevoie de înțelepciunea lui Dumnezeu, de pricepere, de să umbli smerit cu Dumnezeu. Asta a fost prima descoperire care am avut-o în slujire. O altă descoperire, ca să pot să spun, este că pe frate trebuie să iubești. Așa cum sunt, așa cum sunt ei. Și să iubești, cum zice o cântare, ce vreau să iubesc pe frații mei cu tot ce am în piept mai sfânt. Vreau să-i doresc tot celor ei, dar să iubesc așa cum sunt ei, nu cum sunt eu. Și este o comunitate, e mireasa Domnului. Mă raportez la biserică ca fiind mireasa Domnului. Într-o zi Dumnezeu îmi va cere socoteala. Bun, dar hai să presupun și presupun că presupunerea mea este adevărată. Tu ai fost un student care chiar a învățat, nu? Școala a fost bună. Cum poți să fii într-o școală bună, un student care învață și să ajungi pe teren să-ți dai seama că... Ama, cu siguranță sunt multe lucruri care mai ai de învățat. Și biserica în sine este foarte complexă. În acest aspect, în acest lucru, îți dai seama că, de fapt, ai nevoie de pricepere din partea lui Dumnezeu. Biserica este o complexitate. Nu sunt două biserici. Și continuă transformare. Și continuă transformare. Și aici implică înțelepciune din partea lui Dumnezeu în inima ta. A, să mai implică ceva. Chiar dacă școala este bună, să vii să fie Domnul, chiar dacă te-ai pregătit, să vii să fie Domnul, îți faci partea, trebuie să umbli în slujire smerit cu Dumnezeu. N-ai nicio șansă să... Indiferent cât ai fi de pregătit, indiferent și să termin Oxfordul sau în altă parte, ai nevoie să umbli smerit cu Dumnezeu și în continuu să-ți dai seama, azi am nevoie de înțelepciune, mâine am nevoie de înțelepciune, în fiecare situație. Altfel... Stai acum să nu-l descurajăm pe Cristi, că tu ce ani ești? Anul 4. Deci tu, el e cu procentul ăla 125%, da? Aș fi așa optimist. Bun, zi, tu ce te aștepți? Bănuiesc că vrei să termini și să intri în slujire, da? Sau rămâne teologia doar un hobby, o pregătire? Este o plăcere teologie. Așa. Însă, până în punctul acesta, nu știu 100% dacă Domnul mă cheamă la lucrarea pastorală. Mm-hmm. Deci până acum, până în momentul acesta. Dar dacă ar fi după tine, ce ți-ar plăcea în domeniul ăsta? Ce mi-ar plăcea? Da. E evident ce fac acum. Adică, acum sunt un predicator simplu. Predic Evanghelia. Te duci din biserică în biserică, încurajezi, ajuți. Da, mai mult în biserica locală și în biserica în care fac practic acum. Mai sunt și alte biserici. Bun, dar atunci pe viitor îți găsești o slujbă, nu? Dacă eu sunt angajat. A, tu ești angajat. Eu sunt angajat. Eu sunt kinetoterapeut. Lucrez în cadrul unei fundații, Hospice Maios numește, e un fond de bolnavi oncologici. Salariu. Exact. Deci nu, în sensul ăsta nu am o frământare. Da. Frământarea este dacă Dumnezeu mă va chema sau nu la
lumea pastorală. Dumnezeu îți va răspunde, sigur, îți va răspunde la momentul potrivit și te va lămuri, dar pentru că și te duci în biserici, crezi că ești cât de cât realist în a înțelege biserica sau dacă ai intrat în slujire, te aștepți și la surpriză? Da, surprizele cred că pot veni. Cred că pot veni. De ce? Sunt probleme, adică din câte observ în spațiul nostru evanghelic, sunt probleme la care nu te aștepți. Și... Nu, dacă te duci să predici în ce faci, te duci. Da, adică nu e atât de greu să mergi să predici. Îți dai și o prința la final. Da, nu e atât de greu să mergi să predici, dar când e vorba de lucrare pastorală, implicare pastorală, cred că e mult mai dificil. Bun, ai adus asta în discuție. Noi, altă dată, când vorbeam de pastorală, vizite pastorale, acum subiectul s-a cam expirat, nu se mai... Cum vedeți voi, ca slujitor tineri, importanța relațiilor în biserică, între membrii bisericii și păstori și membrii bisericii? Vital. De ce? În primul rând învățăm din Sfânta Treime, adică tot e relațional. Domnul Iisus Hristos a avut o relație de aproape cu ucenicii. Când pomenează de relații, în cadrul relațiilor formăm și ucenicia. Și atunci, cred că, în primul rând, din conducere trebuie să se dea turnul la niște relații, a forma niște relații cu membrii bisericii. Și de acolo, dacă ei vor vedea modelul acesta, cred că și ei vor fi încurajați să aibă relații unii cu alții. Hai că mi-ai ridicat la fileu una. Tu te-ai, cum zicem noi, te-ai pocăit, te-ai întors la Dumnezeu, ai intrat în biserică, ai fost în viață așa un tip timid sau nu neapărat? Da, oarecum, adică am venit dintr-un mediu ortodox, a fost oarecum timid. Bun, câtă îndrăzneală ai fi avut să te duci tu la păstor sau la conducerea bisericii să discuți anumite probleme? Fratele Andi știe. A avut îndrăzneală. Da? Da. Cumva, ce-o dat el încredere, ai văzut că ar fi șansa să nu te strângă de gât? Sau... Încrederea a fost și pe parcurs, dar... Eu am învățat să mă țin ca scale de oameni de la care am ce să învăț. Și atunci... Nu, a avut încotro, da. Exact. Dar mi-a dat și încredere. Ce zici vis-a-vis de relații? Fratele meu, deci, biserica în sine este metafora pentru biserică. Una dintre cele 7 metafore din Noul Testament pentru biserică este trupul. Nu există un modular separat de trup. Dacă modularul este separat de trup, acel modular moare. Noi suntem legați unii de alții, vrem, nu vrem. Apostolul Pavel spune în Epistola către Filipeni, la capitolul 1, primul verset zice, Pavel și Timotei, robe lui Iisus Hristos, către toți sfinții în Hristos Iisus, care sunt în Filipii împreună cu episcopii și diaconii. Sfinții care sunt împreună cu episcopii și diaconii. Nu există individuali separați de biserică. Mor. Așa cum un cărbune când îl scos din foc se răcește și un credincios, dacă iasă din focul adunării, el se răcește. La fel răcește spiritual, la fel stau lucrurile în dreptul nostru, dar acestea sunt cruciale. De aceea zice Pavel la Efeseni, capitolul 4, zice, căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Unitatea în biserică este grozavă. Cum ar fi un trup în care mâna se zbate într-un fel, piciorul ia în altă parte, nu este sănătos. Trupul nu este sănătos. La fel stau lucrurile și în cadrul bisericii. Sigur, pentru unitatea bisericii este o luptă. O luptă continuă. Zice o poezie a lui Ioanit, zice, pentru pânza de iubire e războiul cel mai greu. Diavolul tot rupe fire. Noi, mereu. E datoria noastră a slujitorilor și dacă eu simt o problemă în dreptul lui frate sau fratele, ar trebui să am deschiderea aceasta de rezolvare a oricărui... În dreptul nostru, foarte mulți oameni o pun ca datorie. Cum ar fi în fișa apostolului. Domnul, ești păstor, trebuie să-ți pese de sufletul meu. Fișa apostolului că nu-i credincios. Da. Eu îmi permit să mai zic așa, mai în felul meu, vă dau un exemplu. Cineva îmi zice odată, frate, de când nu m-ai sunat? Un frate mai în vârstă. Eu zic, frate, bine că mi-a zis, o să vorbesc cu copiii dumneavoastră, să vă sună un telefon de pe care puteți și suna. Dar frate, zice, dar și ăsta care l-am pot suna de pe el?
Zic, serios? Da. Nu, zic că s-o inventa mai nou, știi? Eu, acum, deci, deja nu pot suna. Păi de ce spui că de când nu mai suna? Dacă ai vrut și nu te-am sunat eu. Ce nu mai piscălit? Frate Iuga, ce faci? Trăiești? Vii până la mine, ne rugăm. A, unii știi că n-am vrut să vă deranjez. Domne, am eu grijă să nu fiu deranjat. Stai liniștit. Nu vreau să răspund, am luat telefonul, l-am pus acolo 2 ore și nu răspund la telefon dacă vreau să nu fiu deranjat. Și mereu îmi spun, tu nu căuta binele meu. Tu caută interesul tău. Sună, vine, dacă eu nu pot. Deci, până la urmă, da, eu spun, un slujitor trebuie să fie aproape de oameni, trebuie să lași ușa deschisă. Acum nu putem noi fi chiar 24 de ore în 24, mai trebuie să dormim, să fim limpezi la minte când vorbim cu ei. Dar în timp ce noi avem deschiderea, ar trebui și ei să vină înspre noi. Așa cred și eu că relațiile sunt vitale. Și dacă bidirecționale și dintr-o parte și dintr-o altă. Sigur. Dacă au fost, să zic, vremuri în care poate unii chiar erau așa suficient de mulțumiți că veneau la un program în biserică, ceva, nu cred că asta rezistă pe viitor. Că așa s-a schimbat societatea, unde dacă vrei să fii consumator, te poți duce nu știu unde, vei rămâne în biserica care este biserica ta, care plâng cu tine, se bucură cu tine și toate celelalte. Căsătorit? Căsătorit. Frumos, Domnul să vei. De câți ani? De 10 ani. De 10 ani. Păi hai, până înainte de a ne spune cum... Nu, spune cum te-ai însurat. Ia să vedem că-s curios. M-am căsătorit în urma rugăciunilor. M-am rugat Domnului să-mi dea o fată credință. Cam cât te-ai rugat? De la vârsta de 14 ani. Până la cât? La 28. 14-28? Cât e asta? 14 ani? Da. Bun, dar nu te-ai rugat în fiecare zi. Nu în fiecare zi, dar după aceea, într-adevăr. Destul de frecvent după o anumită vârstă, da? Da. Și ce te-ai rugat? De ce te-ai rugat? Asta e așa. Și ce te-ai rugat? Că poate te aude un fecior. Ăsta s-a rugat. Ce s-a rugat el? Și rugăciunea este aceasta. Am vrut să-L glorific pe Dumnezeu prin căsătoria pe care voi avea. N-am vrut să mă căsătoresc așa la o prima persoană care... Puteai să te căsătorești. Fiecare poate în felul acesta. Am vrut întâi de toate Dumnezeu să fie glorificat. Numai Adam nu a avut de ales. Ba, nu te băga cu chestia asta. Păi, auzi, și când eu spun în față cartofi prăjiți, tu poți alege, îi mănânci sau nu-i mănânci. Da. Deci Adam, prin reducere la absurd, nu că aici zic unii, știi, și o spun, bă, nu te supăra. Adam a fost creat liber, putea să aleagă, dacă lui Adam, Doamne ferește, ar fi trecut prin cap, că nu-i place de Eva, îi putea spune, Doamne, cu asta nu mă încurc în viața mea, mai bine rămân fecior. Eu ce spun, băi, când Dumnezeu ți-o aduce, zice, numai aleluia slăvit să fie Domn, cum se refuză darul lui Dumnezeu. Dar, deci el nu avea de ales între mai multe, dar putea să o ia sau să nu ia. Da. Și Dumnezeu rânduit, ne-am întâlnit în școală, după un timp acurs, după rugăciune, după ce ne-a rugat, am înțeles că e îngăduit de Domnul și... Data de 24 octombrie 2010 ne-am căsătorit. Da, nu scap de mine așa. Ai avut o listă când te-ai rugat, Doamne, să fie de 1.70, să aibă ochii albaștri, să nu? Nu. Ok, deci... Deci nu a fost chestiunea acestea. Tu te-ai rugat principial. Da. Dar spune-mi, ce ai fi acceptat foarte greu dacă Dumnezeu îți dădea altceva decât soția ta? Ce era foarte greu să accepti? În ce domeniu? Să spui, Doamne, Iisuse, nici dacă chiar așa nu m-am gândit că ai putea să... Nu știu, nu mi-am pus întrebarea aceasta deloc. Nu, m-am știut că Dumnezeu, dacă dă de un dar desăvârșit, și știe Dumnezeu ce este mai bine pentru mine. Și m-am crezut în Dumnezeu în privința aceasta. Nu, să știi că sunt. Dacă discuți, dacă mă la tine e foarte greu după, știi? Dar dacă discuți înainte, când întreb Dumnezeu, păi, totuși ce ai acceptat foarte greu sau așa? Și stă, unii vin și spun, frate, depinde și de lucru. Deci acum nu m-am gândit, dacă mă întrebați, dacă n-are un pic spiritul umorului sau ceva, și tot o ziua așa, deci nu știu, cred că greu mi-ar fi, știi, că el e pe... Nu zic, e o chestie, nu, zic, stai, știi, că Domnul știe, dar... Ești căsătorit, Cristi? Da. Și cum ai ajuns? Ușor, greu? Nu a fost foarte complicat. Ia să vedem, mă, ce simplu. Auzi, băieților, că se poate însora omul și simplu. Nu trebuie neapărat la 28, dar la 28 de ani te însori bine, nu? Da. Și nu-i târziu. Nu. E bun. Eu m-am căsătorit la 23 de ani. 23 spre 24 aveam.
dar înainte am cunoscut-o pe viitoarea mea soție, tot așa și eu ca fratele Andy. M-am rugat, am așteptat, nu am fost într-o căutare puternică. Da, n-ai avut frământări, așa? Nu am avut o să te duci pe întâlniri de tineret, roz, cauciucuri, pantofi. Mă duceam la tineret ca să studiez Scriptura, dar nu am avut o puternică frământare în domeniul ăsta. Și am venit de la Cluj la Peștiș, era un botez, o soră din adunare mi-a făcut semn să vin să-mi fac poză cu fiica ei care se botezea. Eu nu ne cunoșteam, adică știam că e în adunare, dar atât mai mult. S-o gândi sora că îi dea bine la imagine, în poze, erai fotogenie, la ce chestie, o să te chemi din public, ia, dai și mai o poză cu fiica mea. Super! Și am văzut-o pe fiica, a zis, îi stă bine în alb, poate ai fi în viitor. Te-ai gândit odată în alb, botez, mai odată în alb? Exact. Ai. Și așa a început o relație în privința căsătoriei. Și... Da, acum, așa, când stai tu să te gândești, sora aia din biserică, ea o copciolit ceva în mintea ei sau...? N-aș crede, am discutat după. Da. Și care a fost ideea? Ideea era pentru că eu eram singurul dintre tineri care nu își făcuse poze. Pentru că mie îmi plăceau discuțiile înainte, când ne ascultam bunicați și nu făcusem poze cu fiica ei. Erau și în același grup de tineri. Da, pe tot mă gândesc, nu așa să te cheamă. Ori s-o făcut milă de tine, mă, nu-a făcut nimeni poze cu ea, la seama, că acum cu grupul de tineri mai demorit, da. Bun, v-ați căsătorit, spune-mi o descoperire foarte frumoasă după ce te-ai căsătorit. Că și la căsătorie ai avut tu din astea, le-ai știut 180%, cât a fi de frumos, o descoperire frumoasă. O, sunt multe, dar mă luați așa... Păi nu, că aici e partea grea, știi, că unii când întrebi să zică una singură, ei se gândesc, și nevestele, apropo. Deci dacă întreb bărbații, zic o calitate a soției tale, știi, nevestele se gândesc, bă, ce simplu e o întrebare. Eu le spun, bă, e foarte greu. Când ai nevastă cu 300 de calități și ai voie să zici numai una. Știi cât trebuie să-ți fugă mintea și după asta de la o prea te gândești, bă, dacă o zic pe asta și nevastă, de ce, dar aici n-ai zis-o pe aia, dar tu nu te gândești la asta, zic. Ce-am descoperit în căsnicie? Frumos. Am descoperit faptul că noi, bărbații, suntem un munte de egoism. Suntem un munte de egoism. Căsnicia cere un altruism fantastic. Am spus, cred că spun aproape la fiecare căsătorie, sunt multe bagaje pe care le luăm în căsnicie, însă trebuie să împachetăm întotdeauna două lucruri. Altruismul și iertarea. De acestea două avem nevoie. Dacă intri în căsnicie ca un om egoist, o să-ți dai seama cât e de chinuit. Și dacă intri în căsnicie ca un om neiertător, nici nu are rost să intri. Păi ce să ierta o fată bună? E cea mai bună fată din biserică și să iert. De aceea, sugestia mea, eu le spun tinerilor, înainte de căsătorie, asigurați-vă că vă căsătoriți cu cineva, vă căsătoriți cu cineva care poate să ierte. Se spune despre Marele Spurgeon, când el niciodată nu căsătorea doi tineri care nu au avut disensiuni între ei. Și cred că este un lucru înțelept acesta. Astea le-am descoperit, vedem cât mai avem de lucrat și vorba unui frate, unui prieten, zice, colțurile se rotunjesc. Dacă este materialul bun, în dreptul lui, în dreptul ei, vorbesc la generașă, asta am văzut-o în dreptul nostru, dacă materialul este bun și te lași prelucrat de Dumnezeu, întotdeauna colțurile se rotunjesc. Ce ai descoperit frumoasă, Cristian? Cred că cea mai frumoasă descoperire pe care am avut-o după ce m-am căsătorit, a fost că ești chemat să întrupezi relația asta între Hristos și Biserică. Și ești chemat ca soț să te porți ca și Hristos. A fost o descoperire fascinantă pentru mine și într-adevăr m-a ajutat și m-a ajutat în continuare și mă va ajuta să fiu mai asemenea Domnului Iisus Hristos. Și asta e un lucru extraordinar. De-aia aș spune tuturor să se căsătorească. Da, se căsătorească bine. Exact. Să te întrebi, ai dreptul să nu răspunzi. Mi-ai spus despre descoperiri frumoase în biserică. Ai avut și o descoperire așa care te-a făcut să te schimbi un pic la față, așa mai... Acum, cu siguranță... Nu din vina fraților, știi. Nu este nicio biserică perfectă. Spune odată un tânăr cu mai mulți ani în urmă,
că el caută biserica perfectă. Era frustrat și s-a dus la toate bisericile din oraș să caute biserica perfectă. L-am rugat următorul lucru. În momentul când o va găsi, să se departe de ea. Dacă el intră în biserica perfectă... Păi nu de asta. Când atingea el clanța de la ușă, nu mai era biserica perfectă. Știi? Da. Acum, frate Viorel, peste tot sunt mici neajunsuri, dar să nu semnează că ești descurajat sau biserica nu este perfectă. Dar tocmai de aceea ești acolo și Apostolul Pavel îi spune ucenicului său, te-am lăsat în Creta ca să pui lucrurile în îndoială. Și lucrurile când se așează în îndoială, atât în dreptul tău, în dreptul vieții tale, fiindcă poate vii cu anumite așteptări, la care te gândești, ar trebui să fie așa, ar trebui să fie altfel, foarte mult idealist. Sigur, astfel de lucruri se corectează. Și cum spunea și fratele Cristi mai devreme, înveți să te asemeni cu Domnul Iisus Hristos. Frații vor lucra la asemănarea ta, tu lucrezi la asemănarea fraților și împreună ne completăm unii pe alții. Este cel mai binecuvântat loc, locul în care te duci Dumnezeu și în care știi că ai confirmare că este locul acela, fie că ești într-un cort undeva trimis în Africa, fie că ești în Groenlanda sau în altă parte, trimis de Domnul. Asta este ceea ce contează. Că sunt lucruri, că vor fi lucruri, poate din cauza așteptărilor noastre, nerealiste, ce-i drept. Nerealiste. Și cum am spus, suntem în relații, ne formăm în relații. Este imposibil și nu există credincios care să supraviețuiască în afara trupului bisericii. Bun, dar și noi slujitorii suntem în continuă schimbare. Și o zic evident, asta pozitiv. Evident. Da. Și ca președinte. Păi orice, mă, noi ne schimbăm și de pe scaun. Dar mă refer, adică dacă ai o relație vie cu Hristos, vei fi într-o continuă maturizare. Tu ești într-o continuă maturizare, biserica într-o continuă maturizare, soția într-o continuă maturizare. Normal că procesul ăsta durează prima sută de ani mai greu și după asta este ușor. Copii? Da, un copil. Un copilaj, o fetiță. O fetiță. Da. Păi stai, cât de micuță? E studentă? E? Da, studentă. Două luni jumate are. Păi de câți ani sunteți căsătoriți? De 10 ani suntem căsătoriți. Și prin îndurarea lui Dumnezeu, acum două luni și jumătate, a venit pe lume Cara Maria. Cara Maria Șogher. Ești bucuros. Foarte. Să înțeleg că v-ați dorit copil și... Cu siguranță. Și întârziat, fiindcă medicii nu ne-au dat șanse. Însă a venit Dumnezeu cu șansa lui. Și pot spune, uitându-mă la copilașul acesta și am dat numele Cara, care vine din greacă, care înseamnă bucurie. Aceasta vrem să fie bucurie pentru Dumnezeu, bucurie pentru noi, ca părinți, și bucurie pentru ceilalți. Amen. A fost un răspuns la rugăciune, la atâtea rugăciuni înălțate și Domnul a fost bun cu noi. Domnul răspunde rugăciune. Domnul răspunde. Dacă ar fi nevasta aici cu tine și aș întreba ceva, sigur ar plânge, dar... Ea e cu Cara. Da, se... cu Cara, trebuie să se bucură de ea, Domnul să le binecuvinteze. Aveți copii? Încă nu avem copii. Încă nu, da, e bine. Să ia tot Domnul la vremea potrivită. Sunt curios, deci tu ai crescut în familie de credincioși în biserică. Nu. Da, chiar am încurcat. Zi atunci cum a fost. Fratele meu s-a născut cu anumite probleme de sănătate. Dumnezeu s-a atins și de el, în felul acesta a ajuns mama în adunare, am fost dus și eu în biserică. Și undeva de prin adolescență am fost dus la grupele de copii, undeva în adolescență am fost cercetat de Domnul și am vârsta de 16 ani. În data de 13 decembrie 1998 am făcut legământ cu Domnul în apa botezului. Așa am ajuns în biserică și am activat. Super frumos! Și tu ziceai că și tu ai venit în biserică. A fost vreo persoană care să te ajute? Sau? Pentru mine s-a rugat sora mea, care s-a întors mai repede decât mine. S-a rugat sora mea împreună cu cumnatul. Am aflat mai pe urmă, nu știam lucrul acesta. Și așa am ajuns să mă întorc. Ascultam predici acasă, seara. Așa, aveai oameni preferați sau ce? Da, mai... erau câțiva predicatori pe care îi ascultam, mărturii și în felul acesta am fost cercetat puternic într-o seară de martie, în 2013. Așa am ajuns să fiu născut din nou. M-am trezit născut din nou. Bun, spune, cât ai zis, 19 ani sau câte ori? Da, 19 ani. 19 ani. Imaginează-ți că ai vreo 70 de băieți de 19 ani în fața ta. Că ei stau acolo într-o cameră ascunsă și...
Știu un pic generația în care trăim de acum. Bănuiesc că știu un pic, nu ești chiar statul paralel. Zilele lor ceva argumentează ce i-ar putea motiva pe ei să dezvolte o relație personală cu Dumnezeu. Cred că cel mai important aspect este mântuirea sufletului, într-adevăr. Dar odată cu mântuirea sufletului, găsește acea împlinire, acea bucurie pe care nu o găsești în niciun alt lucru din lumea aceasta. Nici în plăceri, nici în împliniri profesionale, de niciun fel. Împlinirea pe care de Hristos în momentul în care e prezent în viața ta și El în lucru. Deci de multe ori se vorbește despre veșnicie, bucuria veșnică, care sunt adevărate, dar tu spui că în momentul când te împaci cu Dumnezeu ai bucuria, împlinirea și toate aici, acum. Parțial. Ai o împlinire și o satisfacție. La fel cum au găsit-o toți Sfinții și Augustin spunea că nefericit este sufletul nostru, Doamne, până își va găsi împlinirea în Tine. Satisfacția asta nu poți găsi în lucrurile, în celelalte lucruri din lumea aceasta. Asta e o pregustare a cerului, care va fi împlinirea totală pentru sufletul nostru. Crezi că în România ar mai fi nevoie de slujitori care să prezinte înțelept, clar, puternic Evanghelia? Cum să nu? Dacă ai avea niște tineri în fața ta, cum i-ai motiva să aleagă teologia și slujirea, nu IT-ul, avocatura și nu știu ce? Acum, cu siguranță, chemarea de Dumnezeu și nu Domnul. Corect. Însă e bine să-și cerceteze viața, să urmărească, să trăiască pentru Dumnezeu. În momentul când trăiești pentru Domnul, se schimbă lucrurile în viață, se schimbă perspectivele. Pentru mine a fost un lucru fantastic într-o noapte. Următoarea zi trebuia să merg la o evanghelizare, când am ascultat o predică a lui Paris Whitehead, 10 sicli de argint și o haină. Și acolo am înțeles foarte bine că scopul vieții noastre este să trăim pentru slava lui Dumnezeu. În acel moment, student fiind la universitate, mi s-au schimbat toate... Mi s-a schimbat paradigma vieții. Și am început să învăț pentru slavă lui Dumnezeu. Chiar și când făceam curat în casă sau orice făceam, mă asiguram că vreau ca Dumnezeu să fie cinstit prin lucrul care eu îl fac. Dacă Dumnezeu îl cheamă pe unii la slujire, te duci pentru slavă lui Dumnezeu în slujire. Dacă Dumnezeu nu îi cheamă pe unii la slujire și predicare cu Evanghelia, tot pentru slava lui Dumnezeu îi trebuie să trăiască. Bun, și s-ar putea în bunul lor și s-ar putea să fie dintr-o parte sau alta. Bun, dar nu pare așa extremist, Doamne, totul pentru slavă. Adică știu că e o expresie biblică, știu că sună fain, mai ales tu ca predicator să zici că totul pentru slava lui Dumnezeu, dar nu pare așa, adică oamenii spun, băi, până la urmă trăim în viața asta, suntem în lumea asta, tu te duci până aia, păi mă odihnesc pentru slava lui Dumnezeu, lucrez pentru slava lui Dumnezeu, slujesc pentru slava lui Dumnezeu și mor. Bănuiesc, o să zici, într-o zi mor pentru slava lui Dumnezeu. Nu? Nu? Totuși nu e extrem. Nu este extrem. S-o puteți că nu este extrem de a trăi pentru Dumnezeu. Pentru gloria Lui. Însă, revin la întrebarea anterioară. Dacă Dumnezeu te cheamă, sigur, chemarea aceasta o vei găsi în focul lăuntric, cum a spus Cristi mai devreme. O vei găsi în ușile deschise. O vei găsi în confirmarea bisericii. Vei vedea lucrul acesta. Faci un pas, Dumnezeu mai face un pas. Mai faci un pas, Dumnezeu face încă un pas. Vei vedea însoțirea lui Dumnezeu. Și eu cred că dacă un credincios, un tânăr, creștin, dacă este atent, are urechea deschisă la călăuzirea lui Dumnezeu, Dumnezeu îl va ajuta. Va fi acel foc care nu va stinge absolut nimeni. Absolut nimeni nu o să stingă focul acela. O să fie zbateri lăuntrice, o să fie anumite stări interioare, dar în cele din urmă se va gândi și va zice, mă voi duce pe calea aceasta, nu pentru bani, nu pentru succes, pentru nimic așa, pentru slăvirea lui Dumnezeu. Așa zice și Pavel la Filipeni.
este partea noastră. Acum, îndemnul meu pentru tineri este, așa cum a spus și Cristi mai devreme, să trăim, să avem o relație cu Dumnezeu. Dacă ai relația cu Dumnezeu, îți va călăuzi Dumnezeu pașii, uși deschise, posibilități de slujire, un foc în inimă, confirmarea celor. Sunt și uși închise. Sunt și uși închise. Și n-are rost să le forțezi. Dar, da, sunt uși închise, că le închide Dumnezeu, că vede că nu pricep că e deschisă ușa, sau dacă rămân două deschise și tu o iei pe aia mai largă sau care îți place ție, și Domnul spune, îți închid ușa care îți place cel mai mult, că vreau să duci pe aia îngustă, că acum nu alegi chiar așa de ușor crucea și cele înguste. Să fim serios. No. Noi uităm ceva ce izbește ochiul. Nu mă gândeam, deci e... Noi vorbim de o criză de slujitori, dar de pe vremea Domnului Iisus Hristos. Terenul tot mare, lucrători puțini. Este și partea bisericii. Când vede o lipsă de slujitori, să vină să se roage, să spună, Doamne, ridică slujitori. Ridică tineri care să te slujească. Și este atâta bucurie pentru biserică. Vorbeam cu frații în vârstă, cu surorile în vârstă, care se uitau cu atâta drag la tineri, care slujeau în față. Nu se uitau la modul cum cântau cântarea. Nu se uitau dacă or fi falsat sau modul cu care tineri erau stresați. Ci faptul că erau tineri implicați în slujire. No, asta era fabulozat pentru ei. Bun, dar apropo de chestia asta, eu mai zic, noi dorim slujitori, dar nu știu dacă noi, ca părinți, creștem slujitori. Deci gândește-te ce înseamnă să începi tu să vorbești cu tinerii despre o viață dedicată 100% lui Dumnezeu la tinere, când au 17-18 ani și au deja tot felul de idei în cap, sau cum ar fi să-ți vină la tinere niște copii care de acasă, crescuți de tata, mama și bunicul, să spună, sunteți darul lui Dumnezeu, trebuie să trăiți pentru slava lui Dumnezeu, trebuie să vă căutați slujba ca să onorați pe Dumnezeu. Știi că sunt tinerii noștri care zic, unde pot face cei mai mulți bani? Ca să-mi cumpăr mașină, telefon, eu știu, avioane, ce le trebuie fiecare cu... Și li se pare așa de normal în viața creștină. Și eu de multe ori spun, și care e diferența între voi și ceilalți de pe stradă, care gândesc exact la voi? Atât dacă noi cântăm alte cântări duminica și ne ducem într-o altă clădire, și eu cred că viața creștină normală este altceva față de lumea care trăim. Chiar altceva, nu ce se vinde pe piață și trendul lumii. Dar problema actuală este că, din cauza consumerismului, viața creștină a ajuns să fie un fel de apendice vieții cotidiene. Când ar trebui, de fapt, să fie central. În momentul când este central, atunci toate obiectivele vieții sunt subordonate obiectivului central al vieții creștine. Și Dumnezeu ce-ți dă e bonus, nu... Exact. Însă, când încep să gândești prin prisma aceasta, viața creștină este doar un apendice, este ceva pe lângă viața ta, vei socoti incititul Hristos dincolo. Da, ale... pe lângă... Toate lucrurile le vei face în felul acesta. O să faci ca citirea Scripturii, disciplinele spirituale, în genere, prezența la biserică, de exemplu, să fie subordonată scopului vieții tale. Și dacă scopul vieții mele este un umanist, eu să fiu în centru, împlinirea mea. Atunci nu să ai nicio problemă duminica să te duci la ștran, să te duci în altă parte, când noi stăm și ne rugăm în biserică, când noi stăm, postim, tu nu o să te zbați. Și nu o să poți aceeași luptă spirituală. Cum spuneți dumneavoastră, ce-i drept bătălia se dă în biserică? Și este această bătălie fantastică, dar o purtăm în biserică să ținem standardul ridicat. Foarte ușor se poate coborî standardul. Dar noi nu putem face ca slujitor ceea ce trebuie să facă cei din familie. E un lucru grozav, e o bătălie, mă gândesc, mă uit la copilașul care îl avem și mă rog Domnului să-mi dea pricepere, să știu cum să o cresc, pentru slava Domnului. Pentru slava Domnului. Că Dumnezeu să fie onorat într-o zi și, într-adevăr, să-și împlinească menirea de bucurie. Amin. Ție nu-mi vreau să spun întrebarea asta, că e riscant, dar mă uit la tine, Cristi, tu nu prea ai ce pierde, mai ales că vrei să rămâi cu predicarea Evangheliei, deocamdată cu serviciul tău, nu depinzi așa. Dacă ai avea niște păstori din generația mea așa, vreo 12, 11 să fie fără Iuda, știi? 11 să fie tot sincer. Din ce ai văzut în lumea asta? Ne-ai dat niște sfaturi nouă la păstorii mai vârstă. Promit că nu o să fie repercusiuni. Greu. Foarte greu. Greu să ne dai sfaturi sau greu să găsești curajul? Și sfaturi, adică...
Eu trebuie să-mi văd deocamdată de la alții. Bun, dar din ce ai văzut tu? Ți-a trecut prin minte ceva? Bă, ăștia, dacă ar face un pic așa, ne-ar ajuta pe mine. Da, m-aș raporta altfel la subiectul CNC-ii. Da? Ce-i drept. Da. Adică văd o lipsă în privința asta. Mă uit la idealul din Scriptură, cum erau apostoli și mai departe, și văd că lipsește generației noastre ucenicie. Bun, dar pe mine, eu așa, trebuie să mă lămurești, mai. Ce vrei în mod concret? Să te caut eu pe tine sau să te accept eu pe tine? Cred că e vorba mult de căutare. De căutare. Pentru că acceptare, e un lucru foarte dificil să... Păi și asta, dacă tu mă cauți și te ții de mine, poate că la un moment dat, ca văduva aia, să mă sacau judecător, mă satur de tine, fac ceva pentru tine, dar să te caut, nici nu știu așa, vezi? Nu știu, ne-au băgat alții în cap chestia asta, e chiar reală că neapărat e diferența așa de mare între generații și dacă eu cumva m-aș apropia de tine să îți spun ceva din greșelile sau bucuriile sau experiența vieții, tu mă vei respinge din capul locului? Probabil că e puțin vorba și de mentalitatea asta, dar uite că vorbeați mai devreme despre slujitori. Cred că un motiv pentru care nu sunt atât de mulți slujitori în biserică și nu se mai ridică tine, dar să-și dorească să studieze teologia sau să-și dorească să predice, să împărtășească Evanghelia, este și din cauza lipsei ucenicii, din cauza faptului că frații mai în vârstă ar trebui să ia pe cei tineri pe lângă ei și să le arate din exemplu personal, să încurajeze, să discute, să cheme, de ce nu, la o cină împreună, la... Asta chiar are idei, știi, mă scoate să-l duc și cu laia urtă. Păi acolo am vorbit de relații, nu? Da. Bun, și laia urt, mă gândesc dacă ieșim într-o seară să mâncăm, nu știu, pizza, ce-o fi treaba voastră, numai să mă ajute și proteza mea. Ce te-ar ajuta pe tine? Să-ți spun despre greutățile lucrării sau lucrurile frumoase din lucrare? Cred că m-ar ajuta ambele. Realist vorbind și cum a soluționat acele greutăți. Mm-hmm. Sau poate că într-o zi să spun, păi, a fost greu. Nu toate le-am soluționat, dar totuși mulțumirea că am fost acolo unde m-a așezat Dumnezeu e mai mare decât orice. Vă place când se roagă lumea pentru voi? Cu siguranță. Să știi că și altora le place când vă rugați voi pentru ei. Și acum o să vă rog în seara asta, bănuind că nu faceți ca noi ăștia mai în vârstă, sau că învățați de la noi mai în vârstă, nu mai contează, luați voi să ieșim bine, chiar pe încheierea emisiunii, să vă rog să faceți o scurtă rugăciune pentru cei care ne ascultă. Numai Dumnezeu știe ce ne ascultă, dar voi știți să vă rugați înțelept. A fost bucuria noastră, dragilor, să fim încă o dată cu voi. Ne-ați ascultat, nu știm nici unde ați fost, în mașină, acasă, la birou sau domnul știe, nici nu știm dacă ați fost bucuroși, dacă ați fost plini de frământări, că așa este viața de multe ori și cu frământări, cu îngrijorări, de asta a spus Domnul să le aruncăm înaintea Lui. Noi ce sperăm că am făcut? Că v-am deconectat un pic de la alergarea aceasta a vieții și că tot alergăm și noi ca alții. Noi spunem că alergăm înspre cer, dar câteodată alergând înspre cer, nici noi nu știm ce ne înfășurăm și ce ne mai înfășoară. Cred că a fost o bucurie să ascultați doi tineri care, din ce văd eu și poate ați văzut și dumneavoastră, puteau face aproape orice în viață, orice altceva. Și au descoperit că totuși lângă alte lucruri frumoase în viață pe care le faci, există ceva cu adevărat frumos. Să iubești pe Dumnezeu, să-L slujești pe Dumnezeu, să-i dăruiești inima și viața 100%. Și iată, Dumnezeu i-a binecuvântat și cu neveste bune, la vremea potrivită au venit și copiii. Ce vă sfătuiesc eu, că asta fac bătrânii, sfătuiesc noi care suntem, să zic, pe ultima sute de metri, poate să ne gândim la aspectul acesta al uceniciei și din sămânța care am împrăștiat-o în general în viața altora și ne rugăm ca Dumnezeu să facă, să aducă roadă, poate acum, pe ultima sute de metri, să găsim un tânăr de care ne place sau nu ne place. Să investim mai mult în el, că dacă nu ne place, ce se face? Investim noi Evanghelia, că numai Evanghelia îi poate schimba ca și pe noi. Poate noi investim mai mult în ei, le spunem și lucruri frumoase și greutăți, dar bucuria cu Domnul.
Poate că unii vă gândiți, n-ați avut momentul acela când, în care să începeți o relație frumoasă cu Dumnezeu personală, că este momentul să începeți. Niciodată nu este prea devreme, cu cât amâi mai mult, cu atât este mai rău, mai târziu. Unii care sunteți familii și v-a binecuvântat Domnul cu copii sau așteptați copii, ascultați-mă. Nimic nu poate fi mai frumos pentru copiii noștri decât să-i creștem cu ideea aceea că există un Dumnezeu care merită toată slava, toată gloria, viața noastră, închinarea noastră, dăruirea noastră, banii noștri, timp, tot de la El avem pe toate. Și dacă împreună ne vom ajuta să trăim pentru slava lui Dumnezeu, să știți că nu vom pierde nimic, pentru că Cel pe care îl slăvim, îl iubim, îl onorăm, ne iubește din veșnicii, va continua să ne iubească și în cine investește El, în noi, în cei care suntem mireasa Lui, aleșii Lui. Aș vrea să rămâneți sub binecuvântarea lui Dumnezeu, dar nu plecați. Chiar aș vrea să-i ascultați pe colegii mei rugându-se cu bucurie, cu încredere, pentru voi. Poate nu vor atinge toate subiectele, dar ei vor spune Domnului să se ocupe de ceea ce știe El ca păstor bun și care vă cunoaște pe nume. O să încheiem cu rugăciunea, nu o să mai comentez nimic după aceea. Vă spun acum, mulțumesc frumos, Domnul să fie cu voi, că vreau să încheiem cu rugăciunea. Stăm înainte lui Dumnezeu cu încredere. Aș vrea să vă rugați, Cristi, Andy, hai să aducem pe cei care ne ascultă înainte lui Dumnezeu. Doamne, eu nu-i cunosc pe cei care ne ascultă, dar Tu știi. Așa este, Doamne. Știi frământările lor, știi dorințele lor, știi, Doamne, viața lor în detaliu. Da. Și mă rog, Doamne, să le împlinești viața cunoscându-Te pe Tine. Amin. Mă rog pentru tineri care încă nu Te cunosc. Mă rog, Doamne, să-i luminezi. Amin. Mă rog, Doamne, să le dai acea natură nouă în Hristos. Amin. Și mă rog, Doamne, să le dai și un viitor și o nătăște. Amin. Binecuvintează-i, Doamne, pe toți aceia care sunt căsătoriți. Te rugăm. Dă-le, Doamne, bucurie în familie. Amin. Dă-le, Doamne, copii sănătoși. Te rugăm, Doamne. Te rog să binecuvintezi întreaga comunitate evanghelică din România. Pentru gloria numelui Tău. Amin. Amin. Mulțumim, Doamne, pentru purtarea Ta de grijă. Mulțumim pentru însoțirea Ta. Mulțumim pentru timpul acesta. Mulțumim pentru cei care ne urmăresc și, Doamne, îmi doresc ca să-i binecuvintezi cu apropiere de Tine. Mulțumim, Doamne, fiindcă Tu rămâi stăpân și în vreme de pandemie, și în vreme de război, și în vreme de boală, și în vreme de sănătate. Doamne, aș vrea să mă rog pentru tinerii care stau la răscruce, întâi de toate să li te descoperi și să-i ajut să Te caute. Și mă rog, de asemenea, Doamne, să îi pui în slujirea Ta. Mă rog să le dai darul cu care să poată să fie de folos trupului Tău. Mulțumim, Doamne, și pentru postul acesta și pentru emisiunea aceasta. Amin. Și în toate noi Te binecuvântăm. Îți mulțumim așa de mult pentru că Tu ești Cel ce ne porți. Amin. Ne-ai purtat și vrei să ne mai porți. Fie în numele Tău lăudat. Ne închinăm în fața slavei Tale. Te lăudăm și Te slăbim. Și m-am rugat, Tată, numele Fiului Tău, prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Amin. Amin.